la ședința fracțiunii nu am discutat niciun scenariu, pentru că nu este cazul și nu cred că este corect din timp să facem scenarii ipotetice și variante ipotetice. Ședința fracțiunii a durat mult la Partidul Democrat și a fost în principiu un subiect mai important discutat, pentru că societatea în ultimul timp tot se vorbea despre scindarea fracțiunii, despre că va pleca cineva din fracțiunea Partidului Democrat. Am constatat încă o dată și pe această cale vreau să vă declar că fracțiunea Partidului Democrat este una integră, unită și deciziile care sunt și vor fi luate în continuare la fracțiune vor fi puse în aplicare. Dar de ce ați plecat de la ședința fracțiunii? În primul rând pentru a vă oferi un tip de știri, pentru că văd că v-ați obișnuit cu aceste tipuri de știri, dar dacă la modul serios a fost inițiativa mea proprie și dorința mea proprie, trebuie să recunosc că nu știam că este atât de muncă, atât de mult de muncit în calitate de președinte de partid, mai ales în situația în care s-a pornit PD-ul. Suntem acum într-o fază de resetare a Partidului Democrat, este o muncă enormă, în același timp suntem după alegerile locale, este vorba de coalițiile în raioane, este vorba de aranjamentele, în sensul pozitiv al acestui cuvânt, care trebuie să facem în raioane pentru a ne menține în guvernarea locală și cu aceasta îți consumă foarte mult timp. Domnul Filip, să vă vorbiți cu domnul Placotniuc, urmărește ce se întâmplă în domeniul justiției? Acum suntem în epoca informațională, practic toți sunt la curent cu ce se întâmplă în orice colț al lumii, probabil că voi este la curent, eu nu comunic cu ea. Domnule Filip, ați un grup de deputație din partea PD-ului și ar dori să plece din această... Am răspuns la această întrebare, numai ce. Fracțiunea PD este o fracțiune unită, niciun deputat nu pleacă din această fracțiune. Legea propusă de blocul acum este una constituțională sau nu? Eu nu sunt constituționalist și cred că trebuie să așteptăm întotdeauna care este opinia sau deciziile Curții Constituționale, dar cred că se vede cu ochiul neînarmat că nu este ceva în regulă. Dacă va fi votată...